Praznicul Bunei Vestiri a fost sărbătorit într-un mod aparte la Mănăstirea Hadâmbu din Comuna Mironeasa, județul Iași. Pe 25 martie 1990 a fost oficiată prima sfântă liturghie în așezământul monastic din Dealul Mare după 33 de ani de părăsire. Redeschiderea locașului de închinăciune, cunoscut în țară și peste hotare datorită icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului, a fost posibilă prin intermediul arhimandritului Nicodim Gheorghiță, care a fost trimis în ascultarea de stareț de către vrednicul de pomenire arhiepiscop Pimen, pe atunci episcop vicar al eparhiei Iașilor. Programul liturgic dedicat acestui moment aniversar a început la orele dimineții cu slujba acatistului, urmată de citirea ceasurilor și de vecernia unită cu liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Pe toți ortodoxii creștini să viețuiască cu Hristos cu bucurie în locașul îngeresc să se desfăteze. Pentru binecredinciosul popor român de aici, de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne miluiește. Cel ce sfințește și cei ce se sfințesc, dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe frații când spune voi fraților mei numele tău. În zilele acelea, Elisabeta, femeia lui Zaharia, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni, zicând: astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. La momentul chinonicului, un grup de credincioase din Borșa, județul Maramureș, îmbrăcate în portul național, a interpretat 2 prigesne închinate Maicii Domnului. Deapte, tot poporul credincios și cu trenul și pe jos vin cu toții tot cântând pe prea sfânta Predica sărbătorii a fost ținută de părintele Emanuela Petri, parohul parohiei Urșița Mironeasa, care a vorbit despre buna vestire și despre misiunea grea pe care a avut-o părintele stareț Nicodim în cei 34 de ani de slujire la Mănăstirea Hadâmbu. În ultimii 34 de ani, această sfântă mănăstire nu doar că a înflorit, ci Maica Domnului a trimis pe slujitorul său, părintele nostru stareț, arhimandritul Nicodim, cel care, în urmă cu 34 de ani, în Duminica Ortodoxiei, primește hirotonia în treapta de erodiacon, de diacon. Apoi, în Duminica Sfântului Grigorie Palama, a avut loc taina hirotoniei. Și este acolo un cuvânt rostit de către arhiereu, mi-aduc aminte, la taina hirotoniei, atunci când pune pe palmele noului hirotonit sau a viitorului slujitor în treapta preoției Sfântul Agneț sau trupul Mântuitorului Iisus Hristos, spune așa: primește acest odor și îl păstrează până la a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni și îl va cere de la tine.
greu și înălțător cuvânt este acesta. Și de a-l primi, și de a-l păstra, dar mai ales sfârșitul, când va veni și îl va cere de la tine. Pentru că acel agnes și acel trup al lui Hristos, de acum 34 de ani, iată cât de frumos a înflorit. Și iată cât de frumos, începând cu praznicul de atunci al Bunei Vestiri, când Părintele Stareț a slujit pentru prima dată Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, aici, în dealul cel mare a Mănăstirii Hadâmbu. Și din toate lucrurile pe care ni le istorisește tot timpul, și din ce am mai citit, și din puținele imagini pe care le-am mai văzut și care mai sunt disponibile, aici era o ruină. Și cei care sunteți mai în vârstă, probabil că unii dintre dumneavoastră știți despre ruina care era aici. Dar iată că Maica Domnului îl binecuvintează pe Părintele Stareț și acel odor pe care l-a primit în mâinile lui, Sfântul Agneț, iată că înrodit, însutit, nu doar însutit, ci înmiit. Și aici, în Sfânta Mănăstire Hadâmbu, și nu doar aici, ci gândindu-mă de multe ori la icoana acoperământului Maicii Domnului. O vedem tot timpul pe Maica Domnului stând cu mâinile întinse, purtând Sfântul Omofor sau acoperământ. Și fac tot timpul această comparație pentru că nu a înzestrat și nu a înflorit doar această Sfântă Mănăstire, ci și multe și multe biserici din zonă și din satele învecinate. Și aici mărturisesc că îi sunt profund recunoscători pentru ceea ce a făcut pentru mine personal și pentru alți preoți și ceea ce a făcut și face și în Basarabia. Acolo unde aș putea spune că merge nu foarte des, ci uneori zi de zi. Și acolo unde poate că și-ar dori să-l însoțim și să-l ajutăm, dar de multe ori noi nu putem. Și totuși Părintele se duce. De aceea, la acest praznic minunat la care suntem chemați pentru a o cinsti pe Maica Domnului. Pentru că această denumire de Maica Domnului este tot biblică. Elisabeta îi spune, de unde e cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? De acolo este denumirea acestei sărbători și de acolo este și numele acesta al Fecioarei Maria de Maică a Domnului nostru. De aceea rugăm pe milostivul Dumnezeu și pe Preacurată Fecioară alături de toți ființi pentru ca să trimită binecuvântarea lui Dumnezeu și ocrotirea Maicii Domnului peste noi toți. Al Său har și o să-i dea de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a rememorat câteva momente din istoria recentă a așezării monahale pe care a rectitorit-o în ultimii 34 de ani. Pentru mine personal este cea mai mare bucurie, împlinire, văzând popor mult în casa lui Dumnezeu. Sunt stăpânit de mari emoții, fiindcă în afară că astăzi cinstim pe Maicuța Domnului, marea sărbătoare de astăzi, trăiesc mari emoții din viața mea personală. N-aș putea spune cu tristețe, întorcându-mă anii în trecut, mai ieri, alaltăieri, urcând dealul Hadâmbului și ajungând în acest loc sacru, care pe timpurile acelea, acum 34 de ani, necunoscut de nimeni, decât de Domnul Dumnezeu și unii Maica Domnului frumos străjuia cetatea veche, unii este monumentul istoric. S-au scurs 34 de ani din viața mea, și Măicuța Domnului m-a înzestrat cu statornicie, de altfel, venind la 26 de ani aici,
astăzi sunt 34 de când am slujit prima liturghie, o zi însemnată pentru viața mea, bună vestire. Bună vestire. O zi foarte importantă, fiindcă v-am mai spus deseori, evlavia mea de mic copil a fost către Maica Domnului. Maica Domnului m-a blagoslovit să slujesc în cetatea aceasta veche, care a fost părăsită 33 de ani. Dar aș începe prin a-i mulțumi Maicii Domnului că a mijlocit pentru mine la Bunul Dumnezeu, Fiul Său, și m-a răbdat acest loc sfânt și sacru. Și m-a făcut vrednic să ridic din ruini, care a fost nimic, și astăzi vedem o frumoasă psihăstrie în dealul mare, unde Maica Domnului Preacurată își are locul. Icoana făcătoare de minuni. N-aș vorbi mult despre sine, nu este meritul meu, este darul divin al lui Dumnezeu, care a lucrat prin oameni, prin oameni cu rasa la suflet, care m-au sprijinit, m-au încurajat în acești ani de zile, când n-aveam unii doar să-mi plec capul, într-o chiliuță a Sfântului Ioan, care actual este Paraclisul Sfântului Ambăzătorul, acolo mi-a fost căsuța mea. N-am simțit nici foamea, nici frigul, că am avut-o pe Măicuța Domnului alături și asupra mea. Vorbind deseori ca și astăzi, când am o problemă, strig la Maica Domnului. Când aveam o nevoie, o strigam pe Maica Domnului. N-am putere să n-am ceva. Măicuța Domnului, ajută-mă! Și m-a ajutat atât de bine și de frumos, încât să vezi un loc părăsit a nimănui, timp de 33 de ani, și să vezi că a înflorit această frumoasă mănăstire, unde aflăm, spune, monumentul istoric, care nu erau decât păsle cerului. Atât doar, lăudând și cântând în graiul lor, în biugrai, pe Dumnezeu. Am îmbătrânit împreună cu unii dintre dumneavoastră care m-a sprijinit. Mă apropii cu pași repede de vârsta de 60 de ani. Ori la 26 până la 60. În puține cuvinte, nu știu cum aș putea să-i mulțumesc Maicii Domnului că m-a răbdat locul ăsta și că m-a chemat aici. Și am fost eu nevrednic cu cel care am reînviat locul acesta. Și mai sfânt și mai sacru. Slujind pe Dumnezeu și casa lui Dumnezeu și credincioșii. Sunt nevrednic să cer un condar în această zi mare, unde astăzi fac 34 de ani de când am săvârșit Sfânta Liturghie la Hatâmpul de Bună Vestire. O rog pe Măicuța Domnului, care o iubesc mult, să-mi prelungească ani, să vă fiu de folos în continuare. Să nu vă fiu un povățuitor orb, ci să fiu mijlocul fraților voastre. Ajungă ani, că eu am fost foarte mult ajutat aici. Să-mi ajungă ani să pot ajuta și pe cel sărman. Și Maica Domnului să coordoneze viața mea și pașii mei acolo unde este nevoie de ajutorul meu. Fer, Doamne, nici nu pot să-mi aduc aminte pe ce am trecut eu. Foarte ușor în viața noastră e să judici un om. Puține astăzi sunt care apreciază munca unui om, să nu vă așteptați niciodată să fiți apreciați de oameni. De oameni. Și nici nevoie mare. Important este să avem milă la Dumnezeu. Că Dumnezeu drăguțul nu cred că trece o secundă din viața noastră dacă am făcut un lucru bun pentru biserică, pentru cei sărmani, nevoiași. Atât de frumos am florit locul acesta care eu văd ca printr-un vis.
n-am crezut vreodată în viața mea că o să ajung în locul ăsta așa cum este astăzi. Văzând starea locului, pe alocuri, toți credincioșii, pentru toți pelerinii care pășesc ograda mănăstirii Hadâmbul, pentru mine este învierea lui Hristos, odică ori vă văd. În această frumoasă, binecuvântată zi, îi mulțumesc Maicii Domnului pentru cei 34 de ani care au trecut din viața mea. Țin să mulțumesc la fiica mea duhovnicească și la fiul meu duhovnicesc, primărița noastră, doamna primar de Mironeasa, domnul Bice, vrednicul gospodar, care a înflorit zonele noastre, că aparțin de comuna Mironeasa, această stimată doamnă primar, să știți că primul pătuț care mi l-a dat ea a fost dumneai, familia dumneai. Vreau să urez la mulți frumoși binecuvântați ani cristinții doamne inginere Viorica Păstrăna, care astăzi împlinește o vârstă frumoasă. Îmi este fiică duhovnicească de peste 26 de ani, împreună cu domnul primar emerit, domnul inginer Păstrăna, care vă invită la masa care o oferă astăzi pentru cei răpăsați și pentru sănătatea dumneavoastră. La mulți ani! Credincioasele evlavioase din Borșa i-au cântat părintului stareț mulți ani trăiască. Câțiva dintre oaspeții prezenți au ținut să-l felicite pe părintele stareț cu prilejul împlinirii a 34 de ani de slujire. Vă mulțumesc din suflet, din inimă și vă urez la mulți ani pentru cei 34 de ani de bună slujire în comunitatea noastră. Să vă dea Dumnezeu putere, răbdare și să ne călăuziți pe drumul credinței până la adânci bătrâneți. Vă urez mulți ani, din toată inima, ați fost pentru noi un specialist, un mentor care ne-ați educat atât ca credință, cât și ca oameni să ne comportăm în casă și în familiile noastre. Mulțumesc din suflet, părinte! Să ne trăiți mulți ani, părinte stareț, și de la Mogoșești, consetenii mei vă doresc în continuare bună păstorire spre credință, spre Dumnezeu și spre cele sfinte. În numele tuturor mogoștenilor vă doresc în continuare la mulți ani frumoși, la mulți ani sănătoși și de ce nu să fie încă 34 de ani de acum încolo pentru domnia voastră. Ați iubit omul care muncește. Așa. Și eu de la Țibănești, pe care l-ați vizitat de atâtea ori și ați adus acolo multă fericire, numai prin prezența dumneavoastră, oamenii v-au primit cu multă bucurie. Vă urăm. Acolo ajung și icoana făcătoare. Și icoana făcătoare și o a primit în procesiune când o ploua în zona aia. Acolo. Așa, și noi vă dorim o floare care să fie veșnică, așa cum este slujirea dumneavoastră veșnică și Dumnezeu să vă primească în rai cât meritați. Mulțumim că ne-ați acceptat invitația, ne-ați primit în Sfânta Mănăstire, am primit îndemnul de a veni astăzi și cu această ocazie dorim să vă felicităm și noi pentru frumoasa vârstă, pentru frumoasele fapte pe care le-ați înfăptuit și să vă dea Dumnezeu mulți ani în continuare ca toți creștinii să se bucure de tot ce ați realizat până acum și de aici încolo. Noi am venit să mulțumim Maicuții Domnului. E bună vestire. Noi zicem sărbătoarea bună vestire la noi Maicuța cea mai scumpă că a avut atunci vestea cea bună, o primit și am organizat 60 de persoane, am venit din Borșa Maramureș, am făcut mănăstirea Sfânta Paraschiva, Sfântul Nectare și am urcat sus. Am făcut parastașul aseară pentru cei adormiți și astăzi să stăm la Sfânta Rugăciune. Părintele are 34 de ani de când a fost înotonit aici prima dată și mulțumim și numai cuvinte de mulțumire avem. Asta să aducem la Maicuța Domnului și să ne rugăm să ție pace și liniște pe pământ pentru coconii noștri, pentru familie, pentru cei bolnavi.
lucrul ăsta. Și eu am fost bolnavă și de aici, de la Maicuța Domnului, tare mult mi-am cunoscut. Și numai să mulțumim, e mulțumire. Sunt care cer și altele, dar nu-i bine de cerut numai câștigul și de astea. Trebuie să ne osenim și să ne jertfim în fața Maicuții Domnului și a Bunului Dumnezeu, că El ne ține pe pământ și ne dă chita de toate zilele. Of, când am venit prima dată, Doamne, am dormit pe jos. Era lut în camere și tot. Și nu era nici... Nu aveau nici mâncare, nici haine, nici am încărcat autocare și am venit cu haine și cu mâncare și de Doamne, tăte, când a început atunci de o ars mănăstire, am venit cu un autocar de marfă, am adus de material lemnos și mâncare și tăte. Asta, dar de atunci ne-a ajutat Dumnezeu că nu vine să crezi ce putu face Maicuța Domnului aici. Că de-aia acum am avut și câteva noi, că vedeți ce minuni sunt acolo și ăsta. Ce ne împlinea Maicuța Domnului, numai dacă vii cu credință și te rogi la ea, dacă nu, ne încearcă, avem încercările, atâtea încercări zi numai. Dar să-i mulțumim de tăte, și de rău ca și de bine, trebuie să ne bucurăm și de acela, că știe Bunul Dumnezeu că pentru păcatele noastre ne-l dă. În rest, să putem ajunge acasă bine, sănătoși, să putem primi Sfânta Înviere cu pace și cu sănătate. Și liniște, liniște să ne dea Dumnezeu în lumea asta, pace și liniște, să întoarcă poporul întâi la credință. Că de nu s-a întoarce la credință, e bai de noi. În dangătul clopotelor și al cântărilor, Părintele Stareț, alături de pelerinii din Borșa, a ajuns în Biserica Monument pentru a se închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Grija familiei Pusternac, Constantin și Viorica, credincioșii au primit la final o masă caldă.